Bună ziua, dragii mei prieteni! Vă salut cu mult, mult drag! Bun venit pe pagina mea în bucătărie la Zedana Ozacuna. Dragii mei prieteni, sunt medic naturopat. Mulți de voi întreabă ce înseamnă Zedana medic naturopat, acel medic care lucrează sau ajută lumea să se vindeci cu ierburi, adică natural, așa cum se vindecau bunica sau bunicii noștri. Dragii mei prieteni, astăzi am un live nu mare, foarte micuț, dar rămâi aici cu siguranță. Pe viitor poate să-ți trebuiască și ței. Eu azi am să fac un live, așa se numește, antibioticul natural, da, pentru toate tipurile de infecții în corp. Așa, când noi vorbim de infecția asta, noi vorbim de toate tipurile de boli care noi le avem deci în corp. Sunt multe cazuri care în ziua de azi foarte des aud, tumori, infecții, cancer, deci boli autoimuni, deci diabetă, problema cu rinichii, problema cu ficată sau chiar hepatită sau chiar ciroză hepatică. Bună ziua la toată lumea, vă rog să-mi distribuiți live-ul să ajungă cât mai departe. Deci astăzi vom vorbi despre cel mai bun antibiotic, cel mai puternic antibiotic care cu siguranță deci te va ajuta. Mulți din voi deci cunosc și ați auzit în ultimul timp, în ultimii ani, să spunem așa, că lumea vorbește sau am cancer, sau sora mea are cancer, sau are tumoare, sau are tumori maligni, sau alte tipuri de infecții, sau sunt femei care nu pot rămâne însărcinate. Uite, există astfel de antibiotici naturale care tu să nu te inhibi cu pastile, că dacă noi luăm multe pastile, noi luăm multe tratamente, ele cu siguranță fac rău la ficat în ziua de azi, da? Deci voi deja mă cunoașteți chiar și pe canalul meu de YouTube, chiar și pe pagina mea, cu același nume, în bucătărie la Zedana Ozacu. Acest tratament, deci cu siguranță poți să-l faci și tu. La toată lumea, o inimioară și hai să vă arăt despre ce merge vorba. Eu astăzi vă fac un antibiotic natural, mai întâi pentru femeile care nu pot rămâne însărcinate. Pentru bărbații care au probleme cu prostata. Persoanele care sufăr cu tumori la ficat sau cu ficat gras. Dragii mei prieteni, mă stărui repede să vă fac acest tratament, deci să nu vă iau mult timp. Sunt foarte multe tipuri de miere. Tu poți face mere din manucă, mere neagră de deal. Și multă lume întreabă, Zidana, care este merea de manucă? Dragii mei prieteni, merea de manucă este aceasta, o mere neagră, da? Care ea este făcută din tulpina copacilor, adică albinele extrage dulceața din tulpini, așa cum o extrage deci și propoliusul natural. Dragii mei prieteni, de mii de ani, de mii de zeci de ani, există propoliusul care este făcut de albin din enzimă, din saliva lor. Dar știți că propoliusul este cel mai puternic antibiotic care există pe fața pământului. Când, de exemplu, noi răcim sau copiii noștri, repede ne-am învățat, fugim la medicul de familie și deci îmi dă antibiotic și noi păpăm. Noi avem și clar că nu poate să ne sfărâme flora intestinală, adică să avem diaree sau dizenterie, adică poate să fie dureri de stomac, poate să fie greață, dureri de mușchi sau chiar dureri de oas. Sau deseori rămânem fără acea putere, adică tip de moleșeală, asta este de la pastile. Dar sunt foarte multe situații când ziua de azi, deci lumea se infectează, au ciroză hepatică, când beau multe pastile, da? Deci pastile când luăm cu pumne, 9 dimineața, 7, seara, 6 dimineața și tot așa. Să știți că multe pastile pe noi, deci îmi face rău la ficat și facem ciroză hepatică. Deseori lumea întreabă de ce are o persoană care nu a servit alcool toată viața, de ce are ciroză hepatică. Știți că poate fi de la pastile, fiindcă noi, deci bem foarte des pastile și ne infectăm, deci cum ar fi umflăm, da? Deci ficatul. Și știți că propolisul, dar noi vorbim de un propolis natural, dragii mei prieteni, un propolis
proaspăt. Noi nu vorbim de propoliți care este din an, din anul trecut, din 20 sau din anul 19 sau 18. Nu, că există așa ceva. Propolis curat, dragii mei, prin de câteva, câteva zile, așa arată. Ia uitați-vă, da? Ia cât ăla este un polen, un propolis, mai uitați, deci proaspăt. Propolisul, deci este cel mai tare antibiotic pentru copiii care răcesc, copiii care nu au putere de a merge, care are rachitism, care suferă cu diabet, care suferă cu dureri de oasă, dar și pentru maturi, numai că noi îl luăm în cantitate mare. Deci cel mai bun natural, deci antibiotic, este propolisul. Concomitent cu propolisul, noi putem să luăm polen și păstură. Deci la fel sunt din albinul făcuti, da, care le strâng chiar din flori, florile care noi le avem de pe dealuri, de pe câmpuri, dar este foarte puternic ca antibiotic. În ziua de azi, clar, că noi ne-am învățat, ne ducem la pastile, ne ducem amărăcit sau avem vreo viroză sau vreo bacterie sau vreo cistită și fugim noi la farmacie de să ne inhibăm, dar noi nu știm cât de rău face, deci, pastile, da? Dragii mei prieteni, în afară de miere neagră, propolis, polen, postură, deci eu am aici ciuperca ganoderma. Foarte multă lume ați auzit de ciuperca ganoderma. Ciuperca ganoderma, ea se vinde și în capsul, ea se vinde și în lichid, ea se vinde și în praf, ea se vinde și în tinctură. Dar cel mai bine o luați în felul următor. O dai comandă, e Republica Moldova, România, Ucraina, Rusia, în Bulgaria ea nu crește, da? Deci este o ciupercă, deci, de copaci care crește India, China, Kitai, sunt, deci, la noi în țară, deci, nu există, dar există că poți să o cumperi, deci, în formă uscată. Atent, atent, fiindcă am auzit foarte multe situații că eu ne-o cumpăr în capsule sau ne-o cumpăr în pastile sau altceva. Nu, dragii mei, deja acolo este prelucrată și nu are atâta beneficii. Tu doar tratamentul acest antibiotic natural, tu ți-l faci pentru tine, ți-l faci pentru copii, ți-l faci pentru familia ta și atunci tu îți cumperi, deci, ganoderma, deci așa în praf ca tu să o fărâm. Eu am format un fel următor, ia uitați-vă, da? Pentru un blender foarte bine. Încă o semință care eu iubesc foarte mult și la fel este un antibiotic foarte puternic și din ea se face foarte mult ulei, este semința de cânepă. Dragii mei prieteni, cu siguranță ea se vinde, fiindcă multă lume spun că semința de cânepă este un drog. Nu, semința de cânepă este foarte puternică pentru tumori, pentru cancer, dar concomitent cu polenul, propolisul și păstura. Da? Există acum în România, s-a deschis o fabrică foarte puternică, da? Care fac ulei de semințe de cânepă. Ei au închis-o câțiva ani în urmă, dar acum iar din nou au deschis-o ca să facă uleiuri volatile, uleiul din semințe de cânepă. Ia că așa arată în felul următor. Ok, îi se mă întrebe și a semințe care se fumează? Nu, este altă semință, este o cânepă, da, care ia să mănâncă sau să face textile, da, care se face foarte multă materie primă, da, este, deci, naturală. Deci, semința de cânepă este foarte bună. Se găsește și în Republica Moldova, și în România, și în Ucraina, și în Rusia, și în Bulgaria, și în cite peste tot se găsește. Că ea este dată voi să vândă. Noi nu vorbim de altă semință, deci, de cânepă. O semință de cânepă care, deci, ea se consumă. Dragii mei prieteni, pentru ce mai este acest antibiotic natural? Pentru ficat, pentru cei care sufăr cu ciroză, cu hepatita ABC, pentru cei care, femeile care nu pot rămâne însărcinate, pentru bărbații, pentru prostată, pentru diabet. Și mă întrezi, Dana, dar cu mere neagră cum faci diabet? Persoanele care sufăr cu diabet au drept să mănânce mere neagră, fiindcă câteodată nu ne frică de a se ridica diabetul. De la mere neagră nu se ridică diabetul. Poate să ridice, deci, din partea la mere de salcâm, din partea la poliflor, din partea de la glucoză diabetul, de la ciocolate, din dulciuri în cantitate mare. Dar de la mere, nu, de la mere neagră, de manucă nu se ridică diabetul. Da? Da, cum are drag acum, parcă.
acum vii la mine, vii la Chișinău și ți-o dau astăzi, dacă tu vrei. Dragii mei prieteni, foarte des noi muncim mult, dar real sunt foarte multă lume care muncește și noi nu avem putere. Pur și simplu, ajungem seara, deci epuizați de putere, da? Chiar și bărbații, dar chiar și femeile. Sau care lucrează în fabrici, care lucrează, deci, foarte mult, câte 12 ore. Deci, pentru oboseală, pentru oboseala corpului, deci, acest antibiotic este foarte puternic. Așa, cu mare drag, cu mare drag. Noi te-am chemat, dar ai fost în România săptămâna trecută. Există situații de infecții la plămâni pentru bărbați, pentru femei, sau există diferite probleme, situații cu bronșita sau tusă seacă sau tusă măgărească. Acest antibiotic, deci, este foarte bun. Dar atent, acest antibiotic, dragii mei, este foarte bun și pentru persoane care sufăr cu dureri de picioare. Deci, nu mai decât. Eugenia, mă scrie în privat, Gufi, vin cu așa la mine, hai, vin cu așa. Mă scrie în privat, da? Dragii mei prieteni, dar la acestea, deci antibiotic, eu am să adaug câteva plante, plante care voi le cunoaște. Ok, se vede la ora până la urmă. În primul rând, uitați-vă câte plante, deci eu am strâns. Eu am să vă spun ce plante, în primul rând, pun pelinul. De ce pelinul uscat? Eu am aici, uitați-vă, pelinul uscat, mixturi de plante uscate. Zidana, de ce pelin? Fiindcă el este un antibiotic deparazitar pentru corp, pentru persoane care au paraziți. Toxocar, lent, heliobacter, dureri de stomac, care noi am avut, deci heliobacter ne-a făcut gastrită la stomac. Da? Deci, nanum, la fel sunt niște paraziți foarte puternici, da? Care ne dau foarte mari cap problemele, da? De sănătate. Și automat poate să mute chiar și în sânge. Deci să știți că pelinul este foarte puternic, chiar să-l iei și în ceai, da? Chiar să-l faci între acest antibiotic care ți-l arăt eu astăzi, deci el este puternic. Câte o linguriță de pelin, da? Deci în borcanel. Cum faci ceaiul la un litru jumate, dacă tu nu ai kilograme în plus, undeva așa o boaghe, ia uitați-vă, da? Cum vă arăt eu întotdeauna boaghe cu 3 degete, da? La un litru jumate, fără zahăr, fără miere, fără zahăr brun, fără ciocolată, fără Nutella, nimic. Deci dacă tu vrei să faci o deparazitare câte zile, chiar vreo 20 de zile numai cu pelin, numai nu lua foarte puternic. Atent, fiindcă dacă voi o faceți foarte puternic și puneți mai mult, ca mai repede să vă lecuiți, cu siguranță nu vă ajut, fiindcă el este amar și tu nu-l poți să-l bei. Da? Deci, în antibioticul nostru, deci vom pune și o linguriță de pelin, da? Pelin uscat, dar tu dacă vrei pelin, deci tu îl consum în ceai, dar ușurel. Ți stărui, las fi mai mult timp, chiar să fie vreo lună, 30 de zile sau 40 de zile, dar în o formă, deci, ușurit. Dragii mei prieteni, mai am o plantă așa care mulți din voi o cunosc, eu o cunosc și o iubesc, se numește pijma. Da? Ce înseamnă pijma? Pijma, la fel, dragii mei prieteni, este o plantă, da, care este pentru paraziți. Foarte multă lume, foarte multe persoane sufăr cu dureri de stomac. Ca să știți că asta este de la parazit, de la infecție, de la bacterii care persistă, deci, în corpul nostru. La foarte multă lume cade părul, la foarte mult sânflă. Deci, Gufi, ia-mi fii cu minte acolo și faci tu acolo. Ia dă-te de acolo. Auzi, dă-te. Dă-te, fii cu minte. Multe persoane sânflă la ficat, da? La fel. Pijma, concomitent cu pelinul, deci este foarte bun pentru paraziți, mai ales pentru cei care sufăr heliobacterul pylori. Și în antibioticul meu, eu voi avea astăzi pijmă uscată, numai decât, da? Încă o plantă o am foarte bună și foarte serioasă și foarte bine întrebată, coada șoarecilor, dragii mei prieteni, este albuță, la fel mai ales când voi vorbim de ficatul gras, hepatită, ciroză, tumori la ficat, chisturi la ficat, chisturi la renichi, petre la fere. Deci să știți că coada șoarcilor, concomitent cu pelinul și cu pijma în cantitate puțină, deci este formidabil. Și pentru hepatită, deci este bun. Mai am aici chiar și hreanul. Vă știți care este hreanul? Acel hrean care punem noi
murăturile la fel este foarte bun de a scoate apa din organism. Și eu, de exemplu, spun și deci hrean. Eu vă arăt imediat, dar uscat, în formă uscat. Dragii mei, prezentăm foarte mult în live. Eu vă rog o inimioară din casa mea în casa voastră. Vă rog să distribuiți live, să ajung cât mai departe. Este un live foarte interesant, se numește antibiotic natural, dar nu vă țin mult timp aici. Și câte o inimioară și o distribuire. Deci voi pune, dragii mei prieteni, și hrean. Ai, ok, ascultați, de ce hrean? Concomitent cu hreanul, eu am aici, dragii mei prieteni, coada calului. Deci hreanul și coada calului, da? Toată lumea o cunoaște. Deci ele sunt două plante care are foarte mult calciu și caliu, care el ajută foarte bine la dureri de oasă, la dureri din genunchi. Ce să mă întreb? Zidana, pentru cartilaj, acest antibiotic, a să mă ajute foarte bun chiar și ceaiul din coada calului și din hrean. De ce? Fiindcă cu el poți le bei, poți stai, deci, într-un vas cu apă căldut sau ferbinte, cum vrei tu, deci cu picioare, dacă tu ai dureri de picioare, dar ajută foarte bine. Deci, la articulații, mai ales pentru persoanele care sufăr cu dureri de picioare sau, atent, cu picioare umflate. Deci, eu astăzi voi pune și hrean și coada calului, deci uscat. Dragii mei prieteni, v-am promis că nu stau mult aici, deci că eu nu am mult timp, fiindcă voi mă sunați și îmi spuneți, Dana, și nu intră în live. Dragii mei prieteni, cum știți, eu am deschis încă un cabinet în Chișinău, dar și eu pur și simplu nu am timp, e foarte multă lume, da, e foarte multă lume. Și am venit de la lucru, am fugit pe deal, m-am dus și ne-am strâns plante, vă fac un video cu voi și iară din nou mă duc, deci, la lucru să răspund la telefon. Dragii mei prieteni, hai la treabă să nu vă țin mult. În primul și în primul rând, cum arată antibioticul meu și cât trebuie să-l iei? De exemplu, dacă noi vorbim așa, hai să vorbim de cea mai puternică infecție care persistă în acest secol, da, în zilele noastre, care vorbește de tumori, cancer, infecție pulmonară, deci inimă grasă, sânge gras, diabet, colesterolul, pietre la ficat, chisturi, da, dureri de picioare. Și eu, deci, vă arăt cum arată. În felul următor vă arăta. Ia, vedeți? Eu am să le țin pe toate în borcane. Nici ca cum nu în plastic, în astfel de, deci, borcane, da? Tu ți le faci cât? Atent, ești atent, fiindcă știu cu siguranță că voi ați mă întrebați. Eu o inimioară din casa mea, fiindcă toată lumea mă salută, dragii mei prieteni, și eu vă salut cu mult drag și cu mult respect față de voi. Vă rog să-mi distribuiți live-ul. Dacă, de exemplu, tu ai kilograme normale, deci nu ai plus 7, plus 10, plus 20, atunci tu ți iei 4 borcane. Dacă tu ai câteva kilograme mai multe, atunci ți iei 5 borcane. Pe cât? Deci 40 de zile. Toate tratamentele naturale, ceaiuri, detoxifierea corpului, detoxifierea ficatului, detoxifierea organismului, pentru căderea părului, pentru plămâni, pentru ciroză hepatică, pentru rinichi, pentru articulație, 40 de zile întotdeauna, știți, nu este suficient 2-3 zile. Dar aici sunt câteva secrete la acest antibiotic care poți să-l faci tu singuril. Nu ai dreptul dacă tu ai câteva kilograme în plus, da? Chiar nu ai dreptul. Sau dacă tu ai câteva kilograme în minus, că mai am și pacienți cu 30 kg, cu 40 kg, da? Nu ai drept să iei două lucruri. Cel mai important, dragii mei prieteni, vă rog să-mi distribuiți, că suntem foarte, foarte mulți. Și nu avem dreptul. Zahăr, tot ce conține zahăr, da? Adică, Zidana, eu nu mănânc zahăr, dar mănânc prăjituri, dar mănânc clătite cu vișini, dar mănânc plăcinte prăjite, dar mănânc biscuiți, covrici, caramelce, ciocolate. Nu avem drept. 40 de zile, dacă tu ai astfel de tip de infecție, care, de exemplu, sunt mămici care nu pot face copii, nu pot rămâne însărcinat. Sunt bărbați care sufăr cu prostata, dacă este vorba de tumoare, de cancer, sau cancer pulmonar, sau la stomac, sau la ficat, sau la inimă, sau în sânge, sau leucemii. Timpul este de 40 de zile, dacă noi vorbim de tratament natural, nu ai dreptul categoric să iei zahăr și făină albă. Adică tot ce este
Tot și conținii, deci făină albă. Aici vorbim despre toate tipurile de făină. Cineva poate să întrebe, Dana, e făină cu semințe, e făină cu ină, e făină nu știu ce. Nu ai dreptul să iei acestea 40 zile. Tu singurică, deci ți-l faci în căsuța ta. Hai să începem primul și în primul rând cu cel mai important, deci ingredient, dragii mei prieteni, ganoderma, ciuperca ganoderma. Deci este foarte puternic. Acum se vând ganoderma, se vinde și în diferite produse, și în capsule, și foarte multe, deci firmele le vinde, da? Îți le dai comand numai nu în capsule și nu în plastic. Asta e foarte important. Nu în capsule și nu în plastic. Așa. Cineva mă scrie, da, acum mă sună, dar nu pot vorbi. Ok, dragi mei prieteni, hai să începem cu ganoderma. La un litru, la un borcan de un litru, așa, ia, vedeți cum eu v-am arătat. Astfel, da? Noi vom pune o lingură plină de ciuperca ganoderma, dar fermată. Format. Poți să bei și în ceai, da, poți să bei în ceai, îți primești ca o cafea, este foarte, foarte bună. Chiar are un miros de lemn, un miros de smirn, un miros așa din copac, dar este foarte bună. Deci, o lingură plină. Uitați-vă, da? O lingură plină, nu jăliți. Deci, ganoderma este foarte important. Ganoderma care este și se vinde peste locul pentru cancer. Încă un condiment, o semință puternică, dar foarte puternică, este semința de cânep. Se vinde peste tot chiar și în farmacie, dragii mei prieteni. Deci, o lingură la fel plină, dar va fi o lingură cu vârf. Așa, amestecăm bine. Cum am vorbit, deci, coada șoarecelui, deci, coada pijma, pelinul, deci, coada calului, și hreanul. Eu voi pune o lingură, așa, fiindcă noi vom face, deci, un kilogram, da, un litru. Numai nu plinul cu vârf, în el este amar, da? Așa, amestecăm tot, bine, foarte bine. Și clar că, dragii mei prieteni, propoliusul. Cum îl faci propoliusul? Cât să fie 50 de grame la un kilogram. Da, deci la un borcan de un litru. Dar să știți, dragii mei prieteni, trebuie dat prin răzătoare, îl fărâm și trebuie înainte de asta să-l ții la frigider, numai decât. E că așa arată un propolis curat. Ia cât ăla, da? Îl îngheți înainte de să-l pui, deci la borcanelul tău, tu numai decât trebuie să-l îngheți, fiindcă altfel el nu se dă prin răzătoare, el se lipește. Deci răzătoare și tu nu poți să-l dai. Puțin îl ții o jumătate de oră, deci în congelator, așa. Ia că aici la mine este, deci, dat în răzătoare. La fel o lingură, ia uitați-vă, da? Ia că aici este propolis. La fel o lingură plină, numai decât propolisul. Că să știți, în cazul acesta, polenul, propolis și păstura, deci este foarte important. Dar foarte important, fiindcă ele sunt cel mai puternici antibiotici concomitent cu toate care noi le luăm. Dragii mei prieteni, și acum punem polenul cu păstura. Ia uitați-vă, da? Păstura, multă lume întreabă ce înseamnă păstura, este hrana puieților de albini. O mâncare care mămicii de la copii, adică la puieților de albini. Este foarte bună pentru cancerul de creier, este foarte bună pentru cancerul din plămâni, este foarte bună pentru cancerul din sânge. Deci el este ca antibiotic natural. Câte linguri? Voi pune 10, dragii mei prieteni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Așa, ia uitați-vă, la mine se vede foarte bine că este amestecat polen propolis. Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, 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 mult drag, da? Dragii mei prieteni, și am să mai pun eu și un lucru foarte important pentru durerea de suflet. Aici se numește ca o depresie. Eu am să pun aici câteva bobițe de tămâia sultanului. De ce tămâia sultan? Fiindcă ea liniștește, deci sufletul nostru, ea liniștește corpul. Este un condiment natural care e extras din copaci, da?
dar el este foarte puternic pentru dureri de cap, pentru țâuit de urechi, pentru depresii, pentru dureri de suflet, pentru boli de piele, deci pentru cei care sufăr cu eczema, cu dermatita, cu psoriazm. Și să mă întreb, antibioticul acesta care ți-l arăți azi este bun, minunat. Și eu voi pune, deci, 3 bobițe de tămâie. Ia câte 3 bobițe. Poți le fără tu sângurec. Și peste ea, dragii mei prieteni, avem încă 2 condimente care noi nu le-am pus. Lăptișor de matcă. Numai decât ce înseamnă lăptișor de matcă? Este lăptișoare de albin, lapte de albin. Există și lapte de bondar. Nu, noi nu vorbim de lapte de bondar în acest antibiotic care este pentru toate tipurile de tumori, infecții, bacterii, virus, da? Dureri de articulații, boli de piele, cancer de piele, aici spune nu lapte de bondar, dar spune lăptișor de matcă, ia câtale. Aici este lăptișor de matcă, lapte de albin, care este formidabil, dragii mei prieteni, formidabil, pentru toate tipurile de infecții, deci în corp. Așa, o punem la urmă, da? Ok, și eu am stornă aici mere neagră, numai decât. Ei să mă întreb, Zidana, poți să înlocuiești merea neagră cu și cu rachiu de casă, 50%. Dacă tu nu iubești mere ca să fie dulce, da? Înlocuiești cu țui, cu pălincă, da, făcută de casă, vă stăruieți, că sunt multe persoane care mai pun și cu coniacuri, cu diferite arome, cu diferite, și totuși coniacurile care le mai cumpărăm, noi tot au diferite chimicale, da, te stărui numai decât, deci se pui cu rachiu de casă. Atent! Hai să mă întreb, 100%, știu pe ce să fie întrebări, Zidana, la copii este minunat, da, dragii mei, pentru că eu am spus de la început, la copii și la maturi. Numai că copiii ei în cantitate mai micuță, dar oamenii maturi, deci eu în cantitate mai mare. Cât eu? Cât o lingură mare dimineața oamenii maturi, da? Și cât o lingură mare seara, deci cu un pahar de apă. Asta, dragii mei, pentru este mere neagră. O mere foarte puternică, o mere foarte bună. Un mere, nu a fost la mine cazuri, că au intrat persoane în casă și au spus că această mere nu este bună. Este o mere formidabilă și pentru cei care nu iubesc, deci mere, da? Nu curcați. Cineva m-a întrebat, este mere de mană, mere de hrișcă? Nu. Merea de mană este o mere foarte rău, dragii mei, prin știți. Ce mere este merea de poliflor? Și apoi vine merea de mană și apoi mai vine altă mere care le sunt amestecate restul, da? Cea mai bună este merea de mănuncă, merea neagră de deal, merea de salcâm, merea de lavandă, merea de rapiță, la fel este foarte, foarte bună. Merea de caștan este foarte bună când este vorba de cancerul din plămâni. Și în felul următor, ia uitați-vă, așa, e că o amestecăm. La mine aici este o lingură de, eu am o lingură din argint. Voi puteți să amestecați cu o lingură de lemn, numai nu băgați orice tipuri de linguri, de silicone sau 7 tipuri de linguri. Nu, o lingură când este ieftină ca să-ți cumpere o lingură, deci de argint, nu este atât de scumpă, cam vreo 3, 5, 7 euro, da, ca tu să-ți faci tratamentele pentru tine. E ca cum arată, da? Așa, absolut tot. Arată bine, arată bine. Și miroase bine. Mulți din voi care ați luat această pastă, da, sau care eu am mai arătat-o puțin altfel pentru diferite infecții, multă lume o numește ca o pastă din Nutella, da, numai că ea nu are gust de ciocolată și chiar poți oferi mai tare ca ea să primească mai cafeniu, să amestec cu toate condimentele, da, ea sunt tunică, da, și chiar este mai ales pentru copii. Ca noi puțin să jucăm teatru, ca ei să o mănânci, că sunt mulți copii care mie nu-mi place asta, cum a fi fix ca o Nutella, este foarte bun. Atent, cum eu copiii, dragii mei prieteni, copiii eu câte o linguriță mică, de la 3 ani în sus. Dacă are 3 ani, 3-4 ani, eu o linguriță de cafea, știți care este, amestecăm noi zahăr cu cafea, o linguriță dimineața, o linguriță seara, cu și cu apșoară sau cu suc de portocală natural sau suc de miere. Cum eu, persoanele, deci copilașii de la 3 până la, hai să spunem așa, 10-11 ani, totuși depinde de kilograme. Câte o linguriță de ceai dimineața, seara, la fel, cu apșoară sau cu apă normală,
O pui în gurit și o bei și atâta. Că nu trebuie, da, să o amestec, da, să o încălzesc, dar nu știu nimic, pur și simplu cu apă. Da, tu îi faci singuric în casă. Sau cu suc de portocală, sau cu suc de morcov, dar natural, totuși fără zahăr, sau cu suc de miere. Cum eu, persoanele adulte, de exemplu, ca mine, da? Cum eu. Care persoanele au tipuri de infecții, ca cancer, ca tumori, dragii mei prieteni, eu o lingură așa plină, dimineața și o lingură seara. Care persoane nu au nimic? Deci, eu ca o lingură, dar nu rasă, da? Deci rasă, nu plină cu vârf. Deci dimineața și seara. Și să mă întreb, Zidana, eu nu am nimic, dar vreau să eu pentru a face o profilactică la corpul meu, pentru a face o depărăție, poți o iei, poți o iei, dragii mei, prieteni, foarte multe persoane. Deci să o faci, poți să o faci, să o iei singur, că, de exemplu, eu nu am nicio problemă de sănătate, dar eu vreau să o iau pentru paraziți, pentru ficat, că noi dar știm să ducem la... Să facem analiză întotdeauna să găsești câte o situație sau nisip la rinichi sau colesterol mare, dacă facem analiza generală a sângelui sau migrene, dureri de cap sau altceva. Deci ne-am înțeles. Eu acest live îl pun pe stăt loc și să-l aveți. Cum se numește acest tratament? Dragii mei prieteni, se numește antibiotic natural. Cum îl păstrezi? Și asta e o întrebare. Nici ca acum să știți că pasta nu se păstrează în frigider. De ce am să vă spun? Fiindcă se întărește foarte tare. Ea se face o piatră, fiindcă este antibiotic natural, da? Și se face ca piatra tare, tare. Tu îl ții în dulăpiorul din bucătăria ta. În dulăpiorul, stați o leacă, eu spun așa că voi să mai vedeți, din bucătăria ta. Aici se face efectul și tămâia, aici se face efectul și polenul, aici se face efectul și propolis, aici se face și plantele, tot absolut, dragii mei prieteni, tot. Încă o dată îți mă întreb, Zidana, câte borcane de aici să-mi fac eu? Dacă tu, voi vedeți, da? Dacă tu ai kilograme, deci nu în plus, atent, îți faci 4. Dacă tu ai kilograme câteva în minus, dragii mei prieteni, îți faci 5 borcani. Și un lucru foarte important și adăugăm. Deci, la urmă, 10 ml de lăptișor de matcă. Dragii mei prieteni, lăptișorul de matcă ajută foarte bine la cancer. El este, da, este un produs puțin mai scump. Se vinde și în farmacii. Femeile care vor să aibă ten frumos, îl dau și pe față, sung și în păr, ca să aibă podoabă capilară, deci frumoasă. Dacă au psoriasm, îl iau câte o picătură, deci se plimbă, fiindcă el este un lăptișor de matcă foarte puternic, da? Sunt multe persoane care spui, Zidana, dar eu nu vreau cu lăptișor de matcă. Atunci tu nu-ți pui lăptișor de matcă. Și eu îmi pun lăpciorul de matcă, deci în borcanelul meu, așa, în borcanelul meu scurtat, tot, iacătă-le, da? Așa, tot, 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 automat, deci el se amestecă, da? Și numai decât, deci îl puneți cu talpa în sus, dragii mei prieteni, în felul următor. Dacă ele se amestecă absolut tot, puțin, puțin, la urmă, după ce el se odihnește, bine, stă o seară, da? El îți primi, las o leacă mierea în jos, nu are nimic, o amestecați, deci și o mâncați, da? Încă o dată, nici ca acum nu se păstrează acest antibiotic natural la frigider. Întotdeauna eu intră așa cu voi, vă arăt pas cu pas, live-ul pun pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana Ozacuna, ca voi, dragii mei prieteni, ca să vă faceți singuriec. Zidana, nu am adresa ta. Mă scrieți pe WhatsApp, dragii mei prieteni, pe pagina mea de Facebook, în bucătărie la Zidana Ozacuna, este numărul meu de WhatsApp. Acolo se sună foarte multă lume, dar foarte multă lume. Tu ai vreo întrebare, tu ai... De exemplu, sunt foarte multe persoane care au întrebări și lor le rușine, deci să dă în live, da? Ia că te uit, da? Ia ca pagina mea, în bucătărie la Zidana Ozacuna, nu m-a ridicat, deci puțin, și vă arat numărul meu de WhatsApp, pectale, da? Și voi sunați de grație, indiferent în și țară, deci unde tu te afli, da? Dacă ai vreo întrebare sau, de exemplu, sunt multe întrebări care
soțiile vor să ajute bărbații cu prostata sau soția mea are cancer, numai de Doamne, da? Sau sunt diferite situații, este numărul meu, eu fac foarte mult consultații online, dar foarte, foarte mult, mult. Chiar am și Zoom-uri care le fac, lumea dau întrebări, eu răspund ce poți să-ți faci, cum poți să-ți faci. Sunt diferite Zoom-uri care noi facem tratamente naturale cu plante, vorbim despre parazitare, vorbim despre copii, vorbim despre femeile care nu pot rămâne însărcinate, vorbim despre bărbați. Fac foarte multe terapii, că eu sunt psihosomat, eu sunt psiholog, da? Și eu, deci, intrăm în Zoom-uri acolo, vorbim acolo, dăm întrebări, fiindcă sunt foarte multe, deci, Zoom-uri închise, nu au acces în toată lumea, da? Așa, foarte corect, Gabriela, da? Dragii mei prieteni, v-am promis că nu vă las mult, îmi strâng tot și mă duc chiar mai departe la lucru. Pentru cei care nu au găsit numărul meu de telefon, eu vă-l arăta deja acum, da? V-am povestit tot cum se face acest antibiotic natural, care este cu ciupercă, ganoderma, cu propolis, cu polen, cu păstură, da? Ei, să mă întrebi, este uiți Tamara de la început live-ul și să vezi că nu poți să spun la început că deja ies, da? Dragii mei prieteni, la orice întrebare, deci este răspuns. Foarte mult zi, Dana, ce nu intri cu noi în live? Dragii mei prieteni, nu am timp. Serios, nu e un cabinet, dă-ți două și eu trebuie să fiu, am și am scris marța acolo, luni acolo și pur și simplu eu mai am și eu familia mea, da, care eu trebuie să-i dau foarte mult atenție. Noi știm că familia este pe primul loc. Dragii mei prieteni, dacă nu ați înțeles, îți mai pui încă o dată live-ul și îți-l asculti încă o dată, deci îți faci. Nu este nimic greu de făcut, este totul natural. N-are cum să aibă contraindici, fiindcă este pe bază de flori, pe bază de frunze, pe bază de polen care face deci albine, pe bază de păstură, pe bază de propolis, un antibiotic foarte mult, foarte puternic. Și să știți, încă o dată vreau să menționez care sunt cu voi, mă întrebați des, care sunt foarte multe antibiotici naturale, foarte mult. Cel mai puternic este polenul, propolis, păstură, picior de matcă, este foarte puternic, mai bun ca pastile din farmacie. Da, mai am și așa întrebări, zic, Dana, scuză-mă, dar eu am să mă duc să cumpăr pastile din farmacie să mă lecuiesc. Cu mare drag, dragii mei prieteni, este alegerea voastră, voi cumpărați pe din farmacie și vreți voi, dar noi nu uităm că când noi am fost pe timp de COVID, foarte multă lume, deci, s-au vaccinat, da? Deci ne-au pus cu forța să ne vaccinăm și foarte multă lume, din păcate, ne-a lăsat de la vaccin, au avut reacții adverse, da? Sau alte tipuri. Dragii mei prieteni, o inimioară, acest live îl las și pe pagina mea de Facebook, cu mult drag, prietena voastră, Zidana Uzafna. Care nu sunteți abonați la canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana Uzafna, cu mare drag, deci eu vă aștept. Încă o chestie, azi nu am mulțumit fetele care m-au alentat cu cadouri, cu flori și relenuța, mulțumesc Cristina Popescu, mulțumesc că am văzut, dar am vorbit și n-am putut să mă întorc. Vă mulțumesc că ați distribuit foarte departe live-ul, imediat o spun și pe pagina mea de Facebook, că-i să-l mai auzi acolo, deci încă o dată. Sănătate în casa voastră, pace, liniște și dragoste, că este foarte important. Au fost foarte întrebări multe, dar n-am putut să răspund, fiindcă eu am făcut acest puternic antibiotic, care este pentru toate tipuri de virusuri, bacterii, infecții, tumori, cancerogene sau chiar, cum îi spunem noi, deci boli, da? Cu mare drag, sănătate. Aveți grijă de voi și eu vă iubesc.